Alături de regia de termoficare a Bucureștiului Radet, aflată în faliment tehnic, primarul general Sorin Oprescu gestionează dezastruos o altă bombă financiară, cea de la regia de transport local RATB. Regia de transport avea la nivelul anului 2014 datorii totale de 100 de milioane de euro, din care jumătate reprezenta restanțe la plata TVA, dobânzi și penalități, conform datelor de la ANAF. RATB avea datorii de 23 de milioane de lei și către bugetul asigurărilor sociale, sumă pentru recuperarea căreia s-a declanșat executarea silită. Într-o statistică ANAF, regia de transport local din București se află pe primele poziții în topul datornicilor la bugetul de stat. Acuzațiile de corupție, șpăgile imense și managementul defectuos sunt situații obișnuite la RATB în ultimii 7 ani, de când Oprescu deține funcția de primar general. Situația este cu atât mai gravă cu cât subvenția asigurată de municipiul București pentru RATB a fost în 2014 de circa 135 de milioane de euro, cu peste 25 de milioane de euro mai mare decât în anii precedenți. În luna iulie acestui an, fostul director al RATB, Viorel Popescu, a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare pentru că a prejudiciat regia cu aproximativ 820.000 de euro prin încheierea unui contract cu o firmă care, deși nu avea drept de asistență juridică, a oferit RATB astfel de servicii. Popescu este cercetat și în alte dosare penale pentru luare de mită în contextul acordării de contracte preferențiale de la RATB unor firme sprijinite politic. Procurorii au destructurat în luna iunie acestui an o rețea formată din angajații RATB coordonată de un director al regiei de transport, care au sustras cantități însemnate de motorină pe care ulterior o comercializau sau o foloseau în scop propriu. În acest an, RATB a cheltuit doar pentru polițele de asigurare ale autobuzelor $1 milion, contract atribuit asiguratorului OmniaSig. Alți $1 milion au fost cheltuiți pentru asigurarea călătorilor RATB, contract atribuit Asirom. Banii cei mai mulți cheltuiți de regia de transport se duc însă spre achiziția de energie electrică. RATB a semnat în ultimii 2 ani contracte cu așa ziși băieți deștepți din energie, contracte de 10 de milioane de euro.